În această primăvară au demarat lucrările pentru rețeaua de apă ce va alimenta 3 localități. Este vorba de Corbi, Domnești și Pietroșani. Acestea fac parte dintr-un proiect cu fonduri europene obținut de către GAL, Ținutul Posadelor, și are ca termen de finalizare anul 2016. Aducerea de apă în care suntem implicați cu încă 2 primării, Primăria Domnești și Primăria Pietroșani. S-a finalizat chiar din decembrie anul trecut. Constructorul trebuie să vină să facem o comisie și să facem procesul de recepție. Vedem că mai sunt mici lucruri care trebuie rezolvate, dar le vom rezolva și pe astea. Deci aducțiunea apei, alimentarea cu apă, pentru că dacă odată ce am adus apa de la munte în bazinul nostru, dar anul trecut am dat drumul și la alimentare și distribuție apei. Am dat drumul în prima fază pentru Corbișorii, Stănești, Poduri și Corbi. Chiar dacă Corbi are o rețea de alimentare, de distribuție. Numai că o apă pe care o distribuim nu este o apă de calitate, o apă care o luăm din râu și nu face față de cele mai multe ori. Acum racordăm și locuitorii comunei Corbi la această rețea. Am pornit anul acesta și la, de fapt de anul trecut am luat o parte din astea de materiale. Am început și la Poinerei. Dacă ne ajută Dumnezeu și vremea și suntem sănătoși, în 2 luni de zile avem întreaga rețea de alimentare cu apă în toată comuna Corbi. Toată comuna Corbi, da, va fi racordată deci va avea rețeaua de alimentare. Urmează după aceea urmează, e firesc, branșarea sau racordarea, care asta este o chestiune de voință unilaterală, da? A fiecarei familii sau gospodării. Consiliul Local al Comunei Corbi a venit în întâmpinarea celor ce vor să se racordeze la conducta de apă prin aprobarea unui proiect în care se prevede ca suma pentru căminul de apă și apometru să fie finanțată din bugetul local.